Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip în care părul meu stă ca dracu. Sper să vă placă acest episod și să începem. Bun, deci ăsta fiind un Q&A, răspundem la întrebări, cred că v-ați prins deja de chestia asta. Bun, hai să începem cu prima întrebare. Lucian mă întreabă de ce am dorit să mă apuc de vlog. Păi nu știu, pur și simplu am văzut chestia asta și mi-a plăcut și am zis hai să fac și eu. Și după mine mă descurc așa și așa. Și da, văd că vouă vă place, deci e bine. Paula mă întreabă cum ar fi dacă ai avea o surioară mică iar mama ta ți-ar zice să lași YouTube-ul și să ai grijă de ea, ce ai face? De ce aș renunța la YouTube ca să am grijă de sora mea? Întrebarea asta n-are niciun pic de sens. Ce ai face dacă ți s-ar șterge canalul de YouTube? Am primit foarte des întrebarea asta. Mi-aș face alt canal în puii mei, nu? Cu același nume și lumea tot m-ar cunoaște și i-ar intra pe canal, nu? Zic și eu. Oh, aici lumina, aici întuneric. Lumină, întuneric. Lumină, întuneric, lumină. Întuneric, lumină. David mă întreabă dacă am vizitat vreodată Argentina. Nu am vizitat și cred că e o țară foarte faină. Cum e să fii YouTuber? Cum e să fii YouTuber? Păi, cum? Te trezești de dimineață. Stai în pat. Dai browse pe Facebook să vezi ce se mai întâmplă. Pe la vreo 1 ieși din pat. Deschizi calculatorul. Stai 3 ore într-o confă useless. După te apuci de filmat. Treci pe videoclipuri și după postezi. Și după e simplu. La ce vârstă te-ai apucat de YouTube? Când m-am apucat eu de YouTube, eram clasa 4-a. Asta ar însemna, ohohoa, undeva la 9-10 ani m-am apucat de YouTube. Nu, aveam 10 ani când m-am apucat de YouTube. Ingrid mă întreabă specificațiile noului PC. PC-ul încă n-am dat comandă de el, deci nu mă mai întrebați gamițe la PC, gamițe la PC. O să dau comandă de el în curând, specificații. GTX 970 Extreme Gaming de la Gigabyte, i7-6700K, 16 GB RAM DDR4. Ce caracteristici vă mai interesează pe voi? O placă de bază Asus Z170 Deluxe. Și cam atât. De ce nu faci întrebări cu Regen? Eu stau aici, iar Regen stă în partea cealaltă a Bucureștiului, care undeva la 20 de kilometri, nu. Nu, undeva la 10 kilometri depărtare și nu putem să ne întâlnim în fiecare zi. Aurelian mă întreabă, ai vrea să-ți cumperi un hoverboard? Băi, nu știu, chestiile alea mi se par geniale, dar sunt și inutile în aceeași măsură. Adică să dau 16-20 de milioane pe un hoverboard cu care o să mă plimb o lună, o lună o să mă plimb cu el și după nu o să mă mai plimb cu el aproape deloc. Eu stau la bloc, n-am cum să mă plimb în casă cu el, măcar dacă stăteam la casă mă mai plimbam cu el. Așa, stau la bloc, n-am loc nicăieri să mă dau cu el. Afară, mi-e foarte greu să mă dau cu el, adică o să mă dau la început, dar după nu o să mă mai dau. Plus că dacă ți se descarcă bateria, are 15 kg chestia și e groaznic de carat. Și nu știu, nu mi se pare foarte practic, mai practic e să ai o bicicletă. Luis îmi zice, am 5 întrebări pentru tine. Câți ani sunt diferența între tine și fratele tău? Păi fratele meu are 30 de ani, eu am 13, faceți diferența, iese 17. Câți bani câștigi din YouTube? Foarte mulți, îmi iau Lamborghini, îmi iau tot ce vreau. Ai iubită? Dacă da, cum o cheamă? N-am iubită, sunt forever alone. La ce vârstă ai sărutat prima dată o fată pe buze? Nu mai știu. Habar n-am. Vei face un video cu fratele tău? Nu prea cred. Dragoș mă întreabă, faci basket? Am făcut basket. Dacă da, la ce echipă? Deoarece și eu fac basket. Am făcut basket la echipa Dan Dacian. Ayumi mă întreabă, Regent sau Anușca? Regent. Andreea mă întreabă, Steaua sau Barcelona? Barcelona toată ziua. Fotbalul de la noi este un căcat, pur și simplu. Un căcat. Deci, atât. Nu. Tudor mă întreabă, dacă nu ar exista YouTube, ce ai face? Dacă nu ar exista YouTube, aș duce la școală, aș învăța ce fac și acum, doar că n-aș mai filma videoclipuri. Asta ar fi tot. Camelia mă întreabă, ce urăsc cel mai mult? Urăsc cel mai mult oamenii care se... Nu.
urăsc cel mai mult oamenii care își dau cu părerea și acuză pe altcineva fără să aibă o cauză sau un scop pentru a face chestia asta. Raul mă întreabă, ce te gândești să-ți cumperi în viitor? Ei bine, vreau să-mi cumpăr un microfon pentru această cameră, ca să nu mai folosesc microfonul ăsta când fac vloguri. Apoi vreau să-mi iau un obiectiv wide-angle lens. Un obiectiv wide-angle lens, n-are logică. Un obiectiv wide-angle pentru tot camera asta. Tot pentru camera asta. Și mai vreau să-mi iau o cameră mică, un Canon G7X, e un point and shoot, pentru vlogurile făcute altundeva. Diana mă întreabă, credeai că o să ajungi la suma actuală de abonați? Cred că te referi la canalul de gaming. Ei bine, când m-am apucat de YouTube, nu mă așteptam, adică, na, eram copil, clasa 4, am puii mei, nu mă știa nici dracu, comunitatea de YouTube era nimic, era zero, era doar pink și copiii copaci MC pe atunci. Nu aveam așteptări, dar odată cu timpul, cam din 2015, după ce am făcut primele mii de abonați, 1000, 2000, 3000, am început să cresc mai repede și logic, matematic, canalul meu va crește la această sumă de abonați. Andrei Toma mă întreabă, ce înălțime ai? Am 1,72, 73, ceva pe acolo. Îți plac țestoasele, țestoasele, da, drăguțe țestoasele. Mădălin mă întreabă, ce alege dintre să fii bogat și ghinionist, să fii sărac și norocos? Dacă ești bogat și ghinionist, poți să ai ghinion să pierzi tot ce ai. Dacă ești sărac și norocos, poți să ai noroc să câștigi la loterie și să devii foarte bogat, nu? Cristina Ioana, o să faci vreodată colaborare cu Max și punct. La cum ne înțelegem noi în momentul ăsta, nu cred. Ce PC recomanzi? Ce PC îmi recomanzi pentru game? Care e mai bun? Samsung S7 Edge sau 6S? Mai joc GTA 5? Ce PC ai? Sunt frumos. Crezi că te vei lăsa de YouTube? Știi, Tabla Morți e un joc. Apar și eu un video plus. Ai vrea să faci o colaborare cu Shelly? De cât timp faci YouTube? De unde vine numele tău? Sal, ce calculator ai? Dacă ar fi în viața asta un fel de muzică, ce fel ai alege? Și să te dai pe skateboard? Întrebare de la George. De la ce vine os? Răspuns de la Năstase Ioana. Într-o zi un câine s-a băgat cu o cățea. Pe el îl chema Gigelos și pe ea Gigela Gigela. Cei doi s-au căsătorit. Gigela a luat numele de os și au făcut un copil și l-au numit Gamios. Te-ai lămurit? Și George răspunde, da. Bun, fraților, cam asta și cu acest Q&A cu întrebări foarte stupide. Cred că 70% dintre întrebări n-au avut un pic de sens, dar ok. Sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe acel buton de like. Am filmat aici vreo 20 de minute, holy fuck my life. Dar da, eu am fost Gami, iar noi ne vom vedea vinerea viitoare la ora 8 seara. Pa!